Un copil în vârstă de 5 ani a căzut în canalul de fugă al râului Bistrița. Accidentul a fost văzut de o femeie care a anunțat pe altcineva și în final s-a făcut apelul la 112, fiind alertați pompierii. Militarii au început căutările imediat cu o barcă pneumatică și sonarul, dar deocamdată nu au găsit trupul băiețelului. De altfel, curenții sunt puternici, nivelul apei este mare din cauza precipitațiilor abundente din ultimile zile, iar hidrocentrala uzinează. Pompierii Petrini au reluat misiunea de căutare a băiatului care a căzut sâmbătă în canalul râului Bistrița, în localitatea Roznov, folosind o barcă pneumatică și sonarul. În această dimineață, operațiunile de căutare au început din zona hidrocentralei Zănești, înspre Amonte, până la confluența cu râul Cracău. Operațiunile se vor desfășura atât cât se poate și cu scafandri atunci când va fi oprită uzinarea, iar în caz contrar, cu ajutorul băcilor pneumatice ale detașamentului de pompieri Piatra. Băiețelul și sora lui, în vârstă de 3 ani, se jucau singuri pe malul canalului. Femeia, care l-a văzut căzând în apă pe copil, le-a spus pompierilor că se afla pe una dintre dalele de beton de pe marginea canalului și, deodată, a alunecat. Fetița era foarte speriată, dar la vârsta ei nu poate să spună prea multe despre ce s-a întâmplat. Vineri și sâmbătă s-au făcut căutări până la lăsarea întunericului și polițiștii au început cercetările pentru a vedea cu exactitate cum au ajuns copiii să fie nesupravegheați pe malul canalului.